Willie Nelson este cică singurul american care ar fi fumat un joint la Casa Albă, invitat la nu știu ce recepție, s-a retras undeva. Mi-a plăcut știruța asta. Acum cică s-a lăsat de fumat, semnele apocalipsei probabil. Păi na, dacă glumim acum de Casa Albă, trebuia să facă o schimbare de la trabucele tradiționale către altceva, nu? Să știi că problema cu trabucul a fost una singură, era Havana și încă este sub embargo până și astăzi. Cred că aia a fost marea problemă acolo. E posibil și asta. Hai să definim exact ce înseamnă cannabisul. Avem THC, da? Asta de care ai spus. Tetra cum? Delta 9 tetrahidrocannabinol. Și mai avem OCB, îmi place să spun, dar nu despre asta e vorba, ci de CBD. Asta ce este? Cannabidiol. Cannabidiol. Da. Mai e și CBN-ul, acum au descoperit să știa CBM-ul, da? Care se pare că e o ultima fiță în materie de cannabinoizi. Da? Mai intrat și cannabisul. Cannabisul e o plantă, e o iarbă, la fel cum e inul, cum e, nu știu, cum sunt măturile, dacă ți-aduce aminte din copilărie că se mai puneau acasă și făceau mături. Mai vezi și acum pe oraș câte un cetățean cu spatele plin de mături. Cam după în aceeași familie sunt, cum e hameiul, nu știu, vița de vie, o plantă care trăiește în pământ, face frunze, flori și fructe. CBD-ul e legal, lucrăm, eu în momentul de față fac consiliere pe terapie de creșterea imunității folosind CBD-ul. Da, chiar vreau să dezvoltăm un pic aici ce presupune asta terapia. CBD-ul e componenta care nu are proprietăți psihoactive, dar care are niște proprietăți imunomodulatoare foarte puternice și antiinflamatorii. Și cu majoritatea patologiilor au astea două componente în ele, scăderea imunității și inflamația. Deci, practic, CBD-ul poate fi folosit foarte, pe scară foarte largă. Dacă vorbim de patologii cum e cancerul, avem nevoie neapărat și de acel THC. Pentru că celula canceroasă dezvoltă foarte mulți receptori care au afinitate foarte mare la acest THC. Adică THC-ul se duce și se leagă de celula canceroasă și o distruge. Ăsta e și motivul pentru care funcționează atât de bine și eu mă lupt în 2015, organic așa, adică depus de hârtii, cu statul român să-mi dea voie să folosesc și acest THC acolo unde e cazul. Că la nivel european deja de pe 13 februarie 2019 s-a votat o rezoluție în Parlamentul European care solicită tuturor statelor membre să demareze studii reale pe cannabis, studii medicale. A trecut un an deja, la noi nu s-a întâmplat nimic, dar, mă rog, e o lege acum în Parlament, se discută, se încearcă să se facă niște pași reali către utilizarea și a tetrahidrocannabinolului. Partea proastă în continuare e că ne întoarcem la Convenția ONU din 1961, care spune că THC-ul este o substanță psihoactivă fără implicații în medicină. Dar concluzionând, în momentul de față, la nivel de medicină, da, legală, se știe că cannabisul eficientizează lupta cu cancerul. În momentul de față există, Canada e una din țările cele mai dezvoltate și care a pus la dispoziția celor interesați o groază de informații vis-a-vis de utilizarea cannabisului. El este deja linie de tratament adjuvant în chimioterapie. E tratament de elecție deja, e recunoscut în America, Epidiolexul a fost aprobat de FDA, e primul medicament cu extract de cannabis aprobat de FDA, Food Drug Administration, adică de unde America până anul trecut era împotriva totală a cannabisului, dar anul ăsta are un medicament aprobat pe bază de cannabis. Mai există în UK, JW Pharma are un extract de cannabis cu proporții egale CBD, THC, care are indicație scleroza multiplă. Există câteva medicamente și sunt multe sintetice, din păcate. Da? Adică Pharma a produs THC sintetic, CBD sintetic, care seamănă cu ce se găsește în plantă, dar nu e chiar același lucru. Alea sunt legale, se găsesc pe piața și europeană și americană și canadiană, dar mult mai benefic este să obții din planta asta.
Dar este pe anumite tipuri de cancer sau este pe toate tipurile? De principiu funcționează, ce se întâmplă? Noi, ca organism, organismele vertebrate, au ceea ce se cheamă sistem endocannabinoid. Adică noi producem cannabinoizi. Organismul nostru, da. Organismul nostru produce cannabinoizi. În anumite situații, degradarea sistemului endocannabinoid, de fapt a endocannabinoizilor, a substanțelor chimice pe care noi le producem, este foarte rapidă. În boli cum e cancerul, cum este epilepsiile, cum e stresul post-traumatic, de exemplu. Bine, organismul nu mai poate produce endocannabinoizi cu viteza cu care ei sunt degradați. Și practic, venind de afară cu acești fitocannabinoizi, se cheamă fitocannabinoizi, că extragem din plantă, nu facem decât să refacem echilibru endogen de substanța respectivă și atunci organismul își revine la funcțiile normale. Și ăsta e marele beneficiu pe care îl face cannabisul. Deci, practic, noi, cannabisul, de fapt, reface echilibrul organismului. Asta e funcția lui de bază. Era o statistică pe care am auzit-o, n-am căutat de pe net, spunea că fumătorul regulat de cannabis, da? Consumatorul regulat, este mai puțin predispus cancerului la prostată, parcă? E corect? Fumătorul regulat de cannabis poate să-și mențină un echilibru endogen de cannabinoizi, lucru care îl face cumva să fie mai puțin predispus la apariția cancerelor, tocmai că celula n-apucă să treacă în zona aia de transformare cancerigenă. Da? Nu știu să zic acum 100% că e corect sau nu, dar având un mecanism în cap, există această posibilitate. Să faci un fel de prevenție, da? Că-ți menții, cannabisul ridică sistemul imunitar. Da? Acum, fumatul e mult de povestit aici, pentru că intervin foarte mulți factori. Eu nu sunt adeptul utilizării cannabisului fumat în scop medical, pentru că n-ai control asupra dozelor în situația asta. Dar am mai citit și eu statistici care spun că, ok, ești predispus la alte tipuri de cancer din cauza modului de administrare. Da? Pentru că în momentul în care fumezi și mai ales dacă îl combin cu tutun, apar foarte multe gudroane. Da? Idealul la utilizarea cannabisului prin fumat e de fapt vaporizarea, care se face cu semifiltrare, nu mai ai temperaturile alea de 300-400 de grade care ți intră direct. Am auzit, da, faci că filtrele alea de carton, aerul pe care îl inhalezi este foarte fierbinte pentru plămâni și nu e prietenul omului. Nu e deloc prietenul omului.